Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul nostru de astăzi este doamna dr. Monica Spânu. Bine v-am găsit! Mulțumesc! Bună ziua! Și povestim astăzi despre ambrozie, o plantă care ne dă foarte mari bătăi de cap, mai ales în această perioadă. Doamna doctor, care-i treaba cu ambrozia? Este o buruiană dăunătoare și pe care o luăm din ce în ce mai în serios, deoarece a apărut o adevărată epidemie de alergie la ambrozie. Anul acesta, în luna martie, a fost emisă o lege împotriva ambroziei privind eradicarea acestei plante, care ne dă bătăi de cap nouă medicilor, dar mai ales pacienților, foarte mari. Practic, dumneavoastră care lucrați cu produsele naturale, care recomandați plântuțe gemoterapice, tincturi de plântuțe, aveți și dumneavoastră un cui împotriva ambroziei. Da, și aș putea să vă spun că ne dă bătăi de cap mai mari decât alergiile obișnuite de primăvară, cu care eram obișnuiți până acum. Această plantă, care nu e originară de la noi, a apărut în ultima vreme. Îi place foarte mult să se instaleze și să crească și să prospere pe terenurile defrișate, părăginite, ceea ce are din belșug la dispoziție. Poate și de aceea prosperă atât de mult. Și denumirea populară spune lucrul acesta, este denumită iarbă de păragină, iarba pârloagelor sau floarea pustei. Deci crește pe marginea drumurilor, în anumite culturi, în zonele defrișate, o întâlnim practic din iulie până în septembrie, într-o grămadă de locuri. Este foarte greu să te izolezi de ea. Cum se manifestă această alergie la ambrozie? La fel ca toate celelalte alergii, dar poate cu intensitate puțin mai mare, cu senzație de secreții, da? La nivelul ochilor, la nivelul nasului, secreții abundente, uneori nasul curge ca și robinetul, apare senzație de prurit, tot așa, la nivelul ochilor, la nivelul nasului, cerul gurii, gâtul, prurit care deseori este însoțit de durere și usturime, mai ales la nivelul ochilor, ceea ce face greu suportabilă. Pot să apară și leziuni pe piele, urticarie de contact, pot să apară probleme respiratorii și aici deja devine serioasă, respirație dificilă, poate precipita o criză de astm, poate favoriza un debut de astm, iar în timp, vă dați seama, nu se odihnește pacientul, nu se alimentează corespunzător, apare o oboseală, o oboseală chiar cronică, cefalee, persistentă, simptome de sinuzită pot să apară, deci afectează calitatea vieții pacientului în mod semnificativ. Și toate acestea sunt provocate de buruiană. Da, e o plântuță care, ca și cifre, am citit despre ea, o plantă matură poate să elimine 8 miliarde de particule de polen, minuscule, 20 de microne o particulă, dar dați-vă seama ce cantitate, și 30-40 de mii de semințe, o singură plantă matură, semințe care sunt foarte rezistente, până la 3-4 ani de zile își păstrează capacitatea de germinare, până la 10 de ani, spun alte persoane, deci oricum o plantă cu un potențial alergizant foarte mare, astfel încât o mare parte din conjunctivitele alergice, rinitele alergice, dermatitele alergice, sunt... Le datorăm acestei plante micuțe și foarte rezistente. Care sunt cele mai predispuse persoane la alergiile la ambrozie? O persoană care este deja alergică e predispusă să dezvolte noi alergii. Apropo de aceasta, nu este recomandat în sezon de alergie să te mulți dintr-un loc în altul, pentru că poți dezvolta alergie la o nouă plantă. Apoi, vârstele extreme pot fi predispuse, persoanele care au deja o patologie respiratorie, persoanele care au un organism mai acidifiat. De ce? Pentru că au o alimentație dezechilibrată sau un stil de viață nesănătos, cu puțin somn, persoane care consumă toxice multe, alcool, tutun, cafea în exces, dar nu numai. Și băuturile acidulate din comerț, dulci și acidulate, acidifică mult organismul și atunci... Posibilitatea de a face o alergie sau de a face o formă gravă de alergie este mai mare. De aceea, când vine o persoană cu o alergie cronică, da, îi dăm pe moment tot felul de produse ca să stopeze simptomele, ca să poată să-și desfășoare viața, dar e foarte important stilul de viață pe ansamblu să se axeze pe detoxifiere, pe deparazitare, dacă avem paraziți intestinali, de asemenea, atopismul, atopia organismului, adică capacitatea de a dezvolta o alergie este mai mare, să echilibrăm viața din toate punctele de vedere, somn, alimentație, mișcare, gândire pozitivă, toate acestea ajută organismul să-și crească rezistența la a face o manifestare alergică. Cred că este foarte ușor să mergi pe stradă, începi să-ți curgă ochii, să te mănânce nasul și să spui da, încolo, e alergia la ambrozie, trecem peste. Totuși, cum punem un diagnostic clar?
Diagnosticul se pune în primul rând pe bază clinică, dar se fac acele teste cutanate sau se fac analize serologice din sânge, anticorpi, imunoglobuline E, care îmi arată clar la ce este alergică persoana respectivă. Sunt alergii încrucișate de multe ori, pot fi o alergie respiratorie, dar și o alergie alimentară și o alergie cutanată. De multe ori sunt persoane plurialergice pe care este destul de greu să le tratezi. Știm că paza bună trece prin mejdiarea și prima etapă a tratamentului este prevenția. Întotdeauna este prevenția. O să vă spun pe scurt câteva lucruri, pentru că găsim foarte multă informație pe internet, dar lucrurile mărunte sunt importante. Dacă le respectăm, jumătate din tratament este rezolvat. E bine în plină perioadă de alergie la o anumită plantă, când știm că este înflorită, să nu ieșim din casă dimineața până pe la amiază. Deja sunt persoane care poartă anumite măști și sunt foarte utile. Chiar dacă ni se pare că arată caragios, ele sunt utile. Când mergem înapoi în casă, facem un duș, schimbăm hainele, spălăm inclusiv părul, pentru că avem pe noi foarte multe grăunțoare de polen. Animalele de companie le ținem sau în casă sau afară, pentru că ele aduc pe blană și pe labe de asemenea grăunțoare de polen. Este bine în această perioadă să nu folosim spray-uri noi, deodorante noi, spray-uri de țânțar, de exemplu, care îmi pot crește riscul de a manifesta o reacție alergică. În casă este bine să avem purificatoare de aer ca să ținem geamurile închise. Sunt unele speciale care au filtre de polen, dar sunt foarte recomandate. Și așa cum am mai menționat la început, stilul de viață. Să evităm alimentele cu potențial alergizant și tot ceea ce ne poate dezechilibra organismul. Dacă nu reușim să prevenim totuși și apar semnele de alergie, când trebuie să intervenim? De la primele simptome, pentru că altfel se agravează foarte rapid și se cronicizează. Consultul medical este obligatoriu, nu ne tratăm după ureche. Chiar dacă luăm produse naturiste care am auzit că fac bine vecinului sau altei persoane, inițial facem un consult medical. După care putem să folosim și produse alopate și produse naturiste, depinde de intensitatea simptomelor. Știm că de obicei cui pe cui se scoate. Ce facem în cazul ambroziei totuși? O tratăm cu produse antialergice, evident. Despre produsele naturiste voi vorbi acum și produsele alopate sunt bune. Ele stopează simptomele, deci nu sunt suficiente, pentru că nu e suficient să inhib un simptom. Trebuie să reechilibrezi organismul. Întotdeauna când am o alergie, ceva s-a dezechilibrat la nivel profund, la nivel de sistem imun și am nevoie să aduc un aport de produse naturale care mă reechilibrează. Iar dintre acestea, un produs excepțional pentru alergie, inclusiv pentru alergie respiratorie, este produsul numit Alectra. Este un produs fitogemoterapic, are două componente, extract din muguri de coacăs negru, care este practic antialergicul de elecție în gemoterapie și este un modulator inflamator, un cortizon natural fără reacții adverse, împreună cu planta numită Astragalus membranaceus. Este o plantă folosită de peste 2000 de ani în medicina tradițională chineză, care crește foarte mult rezistența organismului, care îmi susține revenirea la normal a sistemelor fiziologice stresate, ceea ce înseamnă că este o plantă adaptogenă. De asemenea, foarte la modă să folosim astfel de plante și nu numai la modă, e și eficient. E antialergică și antioxidantă, deci cumulul acesta de efecte fac din produsul Alectra un produs care îmi crește rezistența la apariția unei alergii, în momentul în care apare alergia îmi ameliorează simptomele și în timp mă ajută să fac o desensibilizare. Cum luăm produsul Alectra? Pufuri, sub formă de pufuri, direct în gură. În general, 4 pufuri de 2 ori pe zi, dar în simptome acute și foarte deranjante putem să luăm de mai multe ori, de 4, de 5 ori pe zi, câteva zile, până când se ameliorează simptomele și apoi revenim la doza de uzuală, care este de 2 ori pe zi, câte 4 pufuri. Se administrează peste 12 ani, iar sub 12 ani vom folosi doar extractul din muguri de coacăs negru în dozele trecute din prospect. Foarte important, foarte important, de la primele simptome și pe toată perioada alergiei. Dacă ne știm alergic, este foarte important să începem să folosim aceste produse înainte de a începe simptomele. Știm, pe sfârșit de iulie apare planta respectivă, cu 2, 3, chiar cu 4 săptămâni înainte, eu încep să folosesc produsul pentru a-mi pregăti organismul de impactul cu substanța alergizantă. Deci e momentul propice pentru a ne face stocuri de Alectra? E momentul să începem să folosim, nu numai să facem stoc, să începem deja să o folosim. Există și alte produse care ne-ar putea ajuta? Există.
De exemplu, când începem să avem probleme respiratorii, dificultăți respiratorii care sunt între cele mai supărătoare și deranjante, neapărat să avem la îndemână și să folosim extract din mugur de călin. Călinul este un spasmolitic, un bronhodilatator, deci inhibă spasmul bronșic, este un antialergic respirator și ușor sedativ. Ceea ce e foarte important pentru că o persoană care nu mai poate respira, oricui s-a întâmplat, se panichează. Dar și atunci călinul are această acțiune de ansamblu și putem să combinăm Alectra de 2 ori pe zi, Călin de 2 ori pe zi. Sau la vârstă mai mică, combinăm extractul din mugur de coacăț negru cu extractul din mugur de călin. Mai sunt și tincturi, tinctura de 3 frați frătați. Bunicii noștri o foloseau, își făceau tinctură la țară. Foarte bine merge atât pe alergii cu manifestare respiratorie, cât și pe alergii cu manifestare cutanată. Da, și iarăși, dacă alergia este foarte urâtă, putem combina toate cele 3 produse. Alectra de 2 ori pe zi, tinctură de 3 frați pătați de 2 ori pe zi, călin odată sau de 2 ori pe zi dacă este nevoie. Aici, la Picătura Verde, noi vorbim despre sănătate picătură cu picătură, dar știu că putem vorbi și biluță cu biluță, pentru că există și remedii homeopate. Da. Întotdeauna un remediu homeopat îl iau după recomandarea unui homeopat, dar în niciun caz după ureche. Și sunt foarte multe remedii care ne ajută extraordinar în această patologie care este alergia. Am să vă dau 2 exemple, dar încă o dată, remediul homeopat îl folosesc la recomandarea medicului homeopat. Există un remediu care se produce, de fapt, din ceapă. Gândiți-vă, luăm o ceapă și o mirosim, ce se întâmplă? Una, două, curge nasul și curg ochii. Ei bine, homeopatia funcționează cui pe cui se scoate, deci, dacă obțin un remediu din ceapă, inhibă simptomele pe care le-ar produce ceapa, de exemplu, iar remediul Allium Cepa îl folosim atunci când alergia se manifestă prin secreții abundente, atât de la nivelul ochilor, cât și de la nivelul nasului. Plângi și curge nasul ca robinetul, exact așa îți spune pacientul la telefon. Are o particularitate, secreția oculară nu este iritantă, dar cea nazală este foarte iritantă. Apare scoriați în jurul năsucului de cât își șterge lumea nasul cu batista. În opoziție există un remediu homeopat Eufrasia, la care secreția de la nivelul ochilor este foarte iritantă și vine pacientul cu o conjunctivită extrem de urâtă, iar secreția de la nivelul nasului este neiritantă. Vedeți diferențe, dar ajută foarte mult la recomandarea unui homeopat, ajută în combinare cu gemoterapice sau cu alte produse alopate să ameliorăm simptomatologia și să putem trăi și în această perioadă. Pace cu ambrozia nu putem face sub nicio formă, dar măcar să ne ușurăm viața. Exact. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Cu mult drag, să fie de folos. La revedere! Să ne revedem cu bine!